Și anul acesta Cupa Viitorul este un prilej de sărbătoare pentru tinerii fotbaliști atât din județ cât și din țară sau chiar din străinătate. Nume importante din fotbalul românesc și-au confirmat prezența la cea de-a noua ediție a Cupei Viitorul. Academia de fotbal Gheorghe Hagi, CFR 1907 Cluj, UTA Arad, Școala de fotbal Gică Popescu, Universitatea Craiova, Dinamo București, Luceafărul Oradea, FC Bihor sau Sporting Ia sunt doar câteva din cele 50 de nume care se vor duela și în acest an la competiția organizată de clubul zălăuan Viitorul Zalău. În total vor fi prezenți peste 1000 de copii clasați pe 5 categorii de vârstă, respectiv între 8 și 14 ani. Cluburile pe care o să vi le număr, începând de la Academia Hagi, CFR Pașcani, Universitatea Craiova, Dinamo, Atletico Arad, Școala de fotbal Gică Popescu, CFR Cluj, Luceafărul Oradea, UTA Arad, Junior Câmpul Lung, Sporting Iași, FC Bihor, echipe bune, echipe cu tradiție în fotbal și sunt convins că competiția o să fie una reușită. Deschiderea o să fie marți la ora 7:30 de la Sala Sporturilor, plecăm în defilare pe bulevard, iar la sfârșit vrem să oferim copiilor o surpriză, sper să putem să reușim să facem și un joc de artificii. La acest turneu a fost invitată și o academie de fotbal din țara vecină, Ungaria, însă nu s-a primit încă niciun răspuns oficial din partea clubului de peste graniță. Echipe străine, chiar acum seara așteptăm un răspuns de la academia din Ungaria cu care noi avem o colaborare, fiindcă ei nu depind de părinți, au un buget și să vedem dacă le aprobă să vină sau nu le aprobă. Deocamdată nu știm încă nimic. Trei baze sportive vor găzdui această întrecere, respectiv baza de fotbal a clubului sportiv Viitorul Zalău din Herecleanu, stadionul din Crazna și stadionul din localitatea Șimneul Silvaniei. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei Zalău și a unui grup de firme importante din Sălaj.